Nu ați venit singură, că de fiecare dată ne-ați făcut o surpriză. Ați venit astăzi cu ansamblul tătăresc, Jan Lar, nu? Jan Lar. Jan Lar, da, este ansamblul de la Cobardin. Îl avem aici și pe domnul primar. Îl rog să poftească, fiindcă am intenția să-i mulțumesc în direct. Hai să vină și domnul primar atunci în platou. Bună dimineața! Haideți pe aici prin față. Bună dimineața! Bine ați venit pe la bună noi! Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Domnul primar, în această acțiune de promovare a folclorului am întâlnit mulți primari inimoși. Pe lângă domnul George Scupra, primarul orașului Ovidiu, Paul Coliș și alții primari destoinici care pun mare preț pe tradiție, v-am găsit și pe dumneavoastră un sufletist. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că astăzi, datorită dumneavoastră, suntem aici. În primul rând, bună dimineața! Bună dimineața! Vă auziți! Mulțumim celor de la Antena Star, pentru că datorită dumneavoastră, iată că am putut să fim și noi ascultați, văzuți și auziți de mai mulți care nu ne-au cunoscut până acum. Iată că erau vremuri când, atunci când și noi eram mici, cineva când ne întreba al cui ești, trebuia să spunem că al părinților, trebuia să dăm nume părinților ca să ne știe cine suntem. Iată că s-a schimbat vremurile, acești copii în ziua de astăzi au ajuns ca să ne reprezinte pe noi, de care noi suntem mândri, bineînțeles. Iată că sunt atât de dragi și de frumoși și avem atâta încredere și poate că și datorită faptului că iubim, de multe ori n-avem răbdare sau n-avem timp ca să le reproșem ceva. Mi-aș dori ca primar, dar știu că nu se poate, dat o lege unde să candideze și copiii la postul de primar. Doamne primar, mulțumim tare mult. Noi avem tot timpul din lume să-i privim și de-abia așteptăm să-i vedem dansând pe cei de la Jan Lar, nu? Jan Lar. Haideți să urmărim.